Bună ziua, dragi prieteni! Alături de mine este viceprimarul de Cluj, Dan Tarcea. Discutăm astăzi despre centura metropolitană a Clujului, un proiect pentru care a fost deja lansată și adjudecată licitația pentru studiul de fezabilitate. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație! Cum stați cu acest proiect, domnule Tarcea? Îl așteptăm ca pe un nivel de trai mai ridicat, ca să spun așa. Așa este și cu siguranță că acest obiectiv, odată ce va fi îndeplinit, va aduce o reală descongestionare a traficului din municipiul Cluj-Napoca. Aș vrea să spun că această centură metropolitană este de departe cel mai important proiect pe care îl avem în desfășurare astăzi. El are 38,3 km, va veni din Gilău, Florești, Cluj-Napoca, Pahida, va fi prin partea de sud a municipiului Cluj-Napoca, va avea un regim de autostradă, adică nu vor fi intersecții tip cruce, vor fi intersecții denivelate, unde se poate intra ca și pe autostradă, iar viteza de croazieră să fie una suficient de mare, astfel încât să-ți permită să parcurgi cei 38 de km în câteva minute. În luna noiembrie s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, după un an de evaluare a ofertelor. A fost declarată firmă câștigătoare un consorțiu format din 5 firme, iar până în prezent această companie a dat dovadă de seriozitate și s-a mișcat, aș putea spune, extrem de bine. A lucrărilor la studiul de fezabilitate. Da, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, pentru că este cel mai important punct de plecare pentru realizarea acestei centuri metropolitane. Pentru că în orice proiect major, dacă se pornește greșit sau se pornește prost de la început, riscă ca orice proiect să fie blocat și să nu mai aibă niciun fel de finalitate. 17 milioane de lei, am înțeles că sunt banii prevăzuți pentru studii de fezabilitate. Da, atât a fost valoarea licitației. Total valoarea acestei centuri, care are și o alocare bugetară din fonduri europene, este de 150 de milioane de euro. Eu cred că nu vor ajunge acești bani, cei 150 de milioane de euro pentru finalizarea acestei centuri. Avem un antecedent, centura Vâlcelea Pahida, adică terenul trebuie consolidat. Exact. E păcătos în partea de nord a Clujului. Partea de sud va merge acum, dar oricum sunt anumite zone în care vor trebui făcute pasaje subterane, va trebui făcute și pasaje supraterane. Dar sigur, sunt asumate toate aceste lucruri, iar la modul cum decurg discuțiile cu cei din Comisia Europeană, sunt șanse reale să se suplimenteze această sumă. Important cât vine de la Uniunea Europeană? 150 de milioane de euro, sunt bani alocați, depinde doar de noi. De noi spun ca țară, nu de noi ca și municipalitate, ca să putem accesa acești bani. Guvernul contribuie cu ceva? Nu. Ați făcut o solicitare în acest sens? În acest moment nu, pentru că sunt bani alocați, există o mică parte de cofinanțare, dar haideți să ajungem la acel nivel, să pornim odată centura, să avem autorizația de construire, după care sigur că putem să discutăm și de eventuale suplimentări. Ne va spune studiul de fezabilitate care va fi valoarea acestei centuri metropolitane. Câte firme sunt implicate în acest studiu? Am văzut că foarte multe. Sunt 5 firme. Un consorțiu de firme. Sunt 5 firme implicate, pentru că sunt firme specializate care trebuie să facă, acestea sunt implicate la nivelul de licitație. Una din Budapesta, nu? Adică cea care pivotează. Este una din Budapesta, sunt firme cu experiență, dar ce m-a impresionat și a fost un lucru pozitiv până în acest moment, rapiditatea cu care s-au mișcat în ceea ce privește măsurătorile, filmările aeriene, măsurătorile aeriene, și am avut peste 20 de întâlniri cu această companie, cu această firmă care a câștigat, întâlniri de lucru din luna noiembrie până acum. Am avut întâlniri cu aproape toate instituțiile statului, inclusiv cu Compania Națională de Investiții Rutiere de la București, s-a avut o întâlnire pentru a delimita și a lămuri câteva aspecte. Cred că în perioada următoare vom putea să prezentăm și traseul exact pe unde va trece această centură metropolitană, pentru că sunt câteva nuanțe. La nivelul municipiului Cluj-Napoca se va respecta traseul prevăzut în PUG în proporție de 99,9%, doar acolo unde vor fi lucruri insurmontabile, acolo se va modifica, pentru că am identificat câteva zone care are niște declivități extrem de mari, diferențe de nivel foarte mari. Înțelesul nostru? Diferențe de nivel, da, de 100 de metri, și acolo vor trebui găsite niște soluții, ori o colire, ori un tunel pe sub un deal, dar lucrurile merg în direcția pozitivă și aș vrea să spun că Primăria Municipiului Cluj-Napoca a reușit să deblocheze acești bani prin asumarea acestui proiect în această fază. După ce vom finaliza, cooperare strânsă cu primăriile Florești, Gilău și Apahida, evident, a fost o asociere și Primăria Municipiului Cluj-Napoca este liderul acestui proiect. Ok, studiul de fezabilitate.
activitate va fi gata acest an? Trebuie să fie gata până în luna decembrie, sfârșitul lunii noiembrie 2019, pentru că după ce va fi gata acest studiu de fezabilitate, PUZ-ul și o componentă din proiectul tehnic, așa cum arată protocolul astăzi, va trebui să-l predăm Companiei Naționale de Investiții Rutiere, care să facă licitația de proiectare și de execuție, sigur o mică componentă din partea de proiectare și de execuție, pentru că noi nu avem astăzi cadrul legal în care să putem să facem noi această licitație și să facem și partea de execuție. Varianta pesimistă. Când încep lucrurile efective și când se vor finaliza? Mă, eu m-aș duce pe varianta optimistă. Haideți că merge și la varianta optimistă, dar am văzut... Nu pot să gândesc în variante pesimiste, că varianta pesimistă nu pot să o estimez dacă există sau apare un blocaj pe undeva, nu pot să-l estimez, dar pot să spun că obiectivele și planurile noastre sunt așa, ca până la sfârșitul acestui an să fie gata studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, să-l predăm la companie, compania să aibă timp să facă licitația și să facă proiectul tehnic 6 luni, după care să și poată să înceapă lucrurile. Deci, teoretic, lucrările ar putea să înceapă undeva în anul 2020. Pentru că până în anul 2023, la sfârșitul anului 2023, acest proiect trebuie să fie gata, pentru că altfel vom pierde cei 150 de milioane de euro alocați de la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, vom discuta în următoarea emisiune despre lărgirea unor străzi din Cluj. Este vorba de Bună Ziua, Borhan și Strada Mărginașă. Mulțumesc, domnule viceprimar. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.